O mașină a poliției Dâmbovița a fost implicată într-un accident rutier după ce șoferul nu a acordat prioritate într-o intersecție. Accidentul s-a petrecut pe raza localității Ulm, la intersecția de la Nisipuri. Mai clar, polițistul nu a acordat prioritate unui microbuz plin cu pasageri. În urma impactului, microbuzul a fost proiectat într-o mașină de școală. Nu au fost victime, însă mașinile au fost grav avariate. Polițistul aflat la volan va rămâne fără permis pentru 2 luni de zile. Intersecția drumurilor județene 711, intersecție cu drumul județean 720B, în localitatea Ulm, un echipaj de poliție condus de un ofițer din gradul Inspectoratului Județean de Poliție nu a acordat prioritate, nu s-a asigurat unui autovehicul de transport persoane care ulterior din impact a fost proiectat într-un alt autoturism pentru învățarea conducerii autovehiculelor. Din eveniment a rezultat avarierea celor 3 autovehicule implicate fără a rezulta victime. Urmează să fie dispuse măsuri legale de reținerea permisului de conducere, sancțiune contravențională împotriva celui vinovat, în sfârșit colegului nostru, cu reținerea permisului de conducere pe 60 de zile, ca orice alt cetățean, urmând, bineînțeles, să fie demarată și o anchetă internă care să stabilească împrejurările din punct de vedere a deontologiei polițistului. Atât călătorii din microbus, cât și ceilalți 2 șoferi spun că mașina de poliție nu avea nici sirenele și nici girofarele aprinse. Noi veneam spre casa spre Târgoviște și mașina cu școala se ducea spre Târgoviște. Și mașina de poliție ne-a văzut, este o mașină mare, și nu a oprit, a intrat direct în noi. N-avea girofar, nu, nimic. Deci, practic, poliția ar fi de. Da. M-a uitat în dreapta să mă asigur și m-am trezit întors. Instructorul, nu eram cu ele, eram... Deci nu știu cum s-a întâmplat. Și avea girofarul de funcțiune, era... Nu. Nu, păi a stat la stop. Nu știu ce s-a întâmplat, deci v-am spus, eu mă uitam în dreapta să mă asigur. Și doar m-am trezit lovit și împins în șanț. Pleam despre Târgoviște cu drum cu prioritate, m-am trezit într-o dată o mașină poliție direct în mine. Da. Dar așa lovit două și pe dumneavoastră și mașina de școală. Nu, deci mașina de școală și-a dat la semafor, la stop. Și m-a ricoșat de noi direct în... Altceva nu pot să zic. Nu, domnule, am călătorii în mașină, uitați aici, mă luați din căciune. Nu avea niciun fel de girofar. Eram în microbus cu mai multe persoane și copii și nu am apucat bine să povestesc la un domn care era în fața mea. Zic, fii atent că ăștia de la poliție n-au frână, intră direct în noi. Și a intrat direct în noi.